am câte ceva să-ți spun, știi? Am ceva să-ți spun, dragul meu, pentru că tu ești un băiat ca și mine, mai mult sau mai puțin, nu? De ce vreau să spun? Deci, ca și creștini și mai ales, bine, Sandu spune că suntem creștini toți, da? Ca și creștini evanghelici, baptiști, bine. Deci, mie îmi place să citesc. Ce îți place să citești? Bun. Citim Biblia și apoi diferite lecturi. De exemplu, cartea asta. Putem citi și asta. Cam toată lumea citește Biblia, puțin citesc cartea asta. Sau asta. Înțelegi? Da. Ce încerc eu să spun acum? E că trebuie să avem și lecturi de ale noastre, creștine. Și trebuie să o carte, în principiu, eu am citit Divina Comedie când eram în liceu, de clasa 9 și a 10 în vacanță. Bun. Acum citesc Homer și sunt uimit cât de simplu și de dumnezeiesc e. De fapt, nu zice chestii așa sincopate acolo, niște valori umane ale vieții, niște sentimente, niște simțământe care călăuzesc o viață sau o carte. Bun, și atunci, no, știm că Ortberg e un tip ca lumea, dar totuși e doar un 20-ist. De ce carte aș zice eu că e foarte bine dacă am citit-o. Nu știu dacă tu ai, eu o am. Este primul volum. Și eu să-ți arăt și al doilea volum. Înțelegi? Bun. Cititul este foarte simplu. Iei cartea, o deschizi și o citești. În cât timp reușești. Atât. Și trebuie să-ți mai spun ceva. Am observat că tu în predicile tale bagi elemente laice, ilustrații. Nu zic că e rău. Dar dacă vrei să pari lucrul ăsta ca păstor, o asemenea carte cu Jean Calvin, Învățătura religiei creștine în două volume, e musai să o ai aici, ca să ai program necesar a ceea ce faci tu.